Duminica trecută am avut un incident la Catedrala Metropolitană. Era un polițist de patrulare acolo și mi-a zis că veniți, scrieți plângere la sectorul 1. Unde? Lângă Uniunea Scriitorilor, Spitalul de Urgență? Da. Și iată am venit cu Maria, e adevărat că nu în duminica aceea, dar în duminica următoare. Și ce credeți că am găsit acasă la comisarul șef Cornescu? Încuiat. Totul e încuiat. Cornescu și-a făcut casă din sectorul 1 de poliție. Aici în aripa asta din dreapta trăiește el cu familia lui năzdrăvană. Rampă poate lui nu-i trebuie, dar oamenilor care vin la sectorul 1 de poliție le-ar trebui rampă de acces. Și nu-i mult de urcat, câteva trepte și ai unde să le faci aici. Rampa ai unde să te întinzi. O decizie e că nu, că nu trebuie. Sectorul e încuiat, nici un telefon de contact, nici o informație de contact, ba mai mult, aici sunt lăsate de câte cineva informații, na, poate cu date personale, nici o informație de contact de la sectorul de poliție. Sunt niște telefoane aici, dar nu răspunde nimeni și ăsta a fost șters, deci probabil o informație veche. În interior poate sunt informații, dar dacă e încuiet, nu ai acces. Deci iată cum a fost atac rider la inspectoratul de poliție, sectorul 1 Buiucani și comisarul șef Nicolae Cornescu și-a făcut căsuță, locuință din spațiul de stat. Și vedem că e tolerat de toate guvernările care sperind. Poftim! Poliției și justiției persoană fizică. O privatizat-o. Cornescu. Aici scrie că e sectorul 1 de poliție, dar mai mult de atâta nimic. Dincolo nu scrie că e casa lui Cornescu, ci că a început investigații, dosar penal și gata, s-a încheiat. Dacă e de treabă, dacă e de-a nostru. Mafia cu epolet. Și ăsta e colacul de la mormântarea justiției moldovenești. Colivă au mâncat-o vrăbiuțele. Luați-vă de o grijă. Și că trebuie să ne ducem la inspectoratul de poliție dacă vrem. Scriem plângere, dar polițaiul acela ne-a zis veniți la sectorul 1 de poliție. Deci ne-a păcălit? Sau nici el nu știe că nu funcționează? Că e privatizat.